Reminiscere misericordiae tuae. Doamne, ce bine ne este aici! Iubiți credincioși, dragi radioascultători, prima duminică Apostolului Mare, pe care am celebrat-o duminica trecută, l-a prezentat pe Iisus la începutul predicării sale în pustiu, a pregătirii misiunii sale de evangelizare, acceptând să fie ispitit de Satana pentru a se asemăna întru totul cu noi, în afară de păcat, și pentru a ne arăta nouă creștinilor cum trebuie să ne comportăm în momentele de ispită, și anume să fim tari în credință și plini de încredere în milostivirea și ajutorul lui Dumnezeu. După ce a învins ispitele Satanei în pustiu, precum și toate celelalte din perioada activității sale de predicare Evangheliei, Iisus, spre sfârșitul activității sale publice, vrea să afle ce idee și-au făcut iudeii cu privire la persoana sa. De aceea îi întreabă pe discipolii săi: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei au răspuns: unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre profeți. Dar voi cine spuneți că sunt eu? Îi întreabă Iisus pe discipolii săi. Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a răspuns: fericit ești, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Pentru că nimeni nu-L cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl și acela căruia vrea să-i reveleze. Iisus, cunoscând că Tatăl Său Ceresc le-a revelat apostolilor prin Petru identitatea sa, le-a poruncit discipolilor să nu spună nimănui că El este Hristos și a început să le destăinuie discipolilor că trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, arhireilor și a cărturarilor, să fie ucis, iar a treia zi să învie. Apoi a adăugat: dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Că cine vrea să salveze viața o va pierde, cine însă își pierde viața pentru mine o va afla. Acesta este contextul în care se situează evenimentul relatat de Evanghelia proclamată în această a doua duminică a Postului Mare, cea cu privire la schimbarea la față a lui Iisus. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, în fața evenimentului relatat de Sfânta Evanghelie, am putea să ne întrebăm: de ce Iisus a voit să manifeste identitatea sa de Fiu unic al Tatălui Ceresc, dezvăluind ceva din natura și strălucirea sa divină? Ar putea fi aceste motive. Primul, pentru ca glasul Tatălui Ceresc, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată bucuria, pe dânsul să-L ascultați, să confirme adevărul revelat lui Petru și pe care acesta l-a mărturisit în fața celorlalți apostoli, adevăr pe care el și toți ceilalți și l-au asumat, pentru ca acesta să devină convingere neclintită, pentru care ei să fie capabili să-și dea viața. Al doilea motiv, după cum afirmă Papa Leon cel Mare, să îndepărteze din sufletul ucenicilor scandalul crucii, pentru ca umilirea pătimirii, acceptată în mod voluntar, să nu zdruncine credința lor, din moment ce le era revelată măreția sublimă a demnității ascunse a lui Hristos. Al treilea motiv ar putea fi acesta. Schimbarea la fața lui Iisus urmărea să devină un fundament solid pentru credința și speranța întregii biserici, trupul mistic al lui Hristos, pentru ca toate mădularele acestui trup să devină conștiente că, datorită misterului pascal al lui Hristos, capul întregului trup, sunt făcute părtașe la aceeași natură divină și că vor trece prin aceeași transformare
de la umilirea morții la învierea glorioasă, desigur, dacă îl vor asculta pe el și îl vor imita, purtându-și crucea zilnic pe urmele Mântuitorului Hristos. Adevărul revelat de schimbarea la fața lui Hristos pe muntele Tabor și pe care îl mărturisesc toți apostolii și îl confirmă cu moartea lor de martiri, este confirmat foarte bine și de apostolul Paul. El afirmă în scrisoarea către Filipeni: Hristos din fire este Dumnezeu. El este chipul Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația. Scrie același apostol în scrisoarea către Coloseni, unde continuă: În el locuiește toată plinătatea Dumnezeirii trupește. El, Hristos, pentru a ne putea face părtași la natura sa divină, s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemenea nouă, iar după felul lui de a fi, a fost socotit ca om, afirmă el în scrisoare către Filipeni. Hristos este capul trupului al bisericii. A voit ca gloria sa divină să strălucească în toate mădularele trupului său mistic, adică în fiecare dintre noi. Acest plan divin se realizează prin misterul pătimirii, morții, învierii glorioase, înălțării la cer și trimiterii Duhului Sfânt asupra bisericii, constituite de el cu prețul sângelui său divin vărsat pe cruce. Prin misterul său pascal, Hristos a voit ca noi, creștinii, să devenim părtași ai naturii sale divine, precum și ai vieții și fericirii sale eterne. Datorită acestui mister pascal, noi am devenit în el, Fiul unic al Tatălui Ceresc, fii adoptivi, părtași la natura sa divină și moștenitori ai împărăției cerești. Acest adevăr ne-l revelează Sfântul Apostol Ioan când afirmă: Vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță, devine curat, așa cum El este curat. Părtași fiind la o asemenea demnitate de fii ai lui Dumnezeu prin Sfântul Botez, pentru a beneficia din plin de roadele răscumpărării dobândite de Hristos prin misterul crucii, noi creștinii trebuie să ascultăm de glasul Tatălui Ceresc care astăzi ne spune: De dânsul să ascultați, adică să ne supunem învățăturii transmise de Hristos prin cuvântul Său și prin exemplul Său, părtași de crucea, părtași la crucea Sa și să urmăm drumul Său. Iisus însuși ne spune că dacă vrem să fim acolo unde este El, așa cum afirmăm în crezul nostru, șade de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, adică să fim părtași de gloria, nemurirea și fericirea sa veșnică, trebuie să pășim pe urmele trasate de El, așa cum ne îndeamnă și Apostolul Petru. A păși pe urmele lui Hristos, Maestru și Mântuitor nostru, înseamnă a ne purta crucea, așa cum ne spune El: Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunțe la sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Că cine vrea să salveze viața o va pierde, cine însă își pierde viața pentru mine, acela o va salva. La aceasta trebuie să mai adăugăm și cuvintele pline de speranță și de încurajare pentru a limita purtându-ne zilnic crucea. Acolo unde sunt eu, va fi și ucenicul meu. Creștinul, ucenic fidel al lui Hristos, invitat de Maestrul său divin să limite, lepădându-se de sine, are posibilitatea să înțeleagă cât de importantă este crucea care duce la gloria împlinirii fericite și cum trebuie să o poarte zilnic pentru Hristos și susținut de El. Dacă atât de importantă este crucea pe care creștinul trebuie să o poarte pe urmele lui Hristos, întrucât numai prin ea se poate ajunge la împlinirea fericită, atunci cred că nu ar fi lipsit de sens să cunoaștem din ce elemente poate fi compusă crucea creștinului. Ne întrebăm, care este conținutul crucii noastre? Crucea noastră este o cruce intelectuală. Ce înseamnă aceasta? Că în fața atâtor mistere de credință, ce strălucesc de o lumină divină, inaccesibilă total capacităților noastre intelectuale limitate, trebuie să se plece cu umilință și să le accepte, încrezându-se în autoritatea divină care le revelează
ci în autoritatea Bisericii care le propune, în numele și cu autoritatea lui Hristos care ne avertizează. Cine pe voi vă ascultă, pe mine mă ascultă. Și cine mă ascultă pe mine, nu pe mine mă ascultă, ci pe acela care m-a trimis, adică pe Tatăl Ceresc. Iubiți credincioși, dragi ascultători, crucea noastră mai este și cruce morală. Acest element constă în efortul constant pe care trebuie să-l facem pentru a împlini poruncile lui Dumnezeu și ale Bisericii. Nu este ușor să ne conformăm viața cu legea morală atunci când trebuie să luptăm cu înclinațiile noastre rele, cu poftele și instinctele naturii noastre corupte de primul păcat și de păcatele noastre personale. De asemenea, trebuie să ținem cont și de ambientul social în care trăim și care ne poate influența prin exemplele rele pe care le întâlnim atât de des, ca și de tentațiile diavolului care ne îndeamnă să ne răzvrătim împotriva poruncilor divine și să trăim independent de voința divină. Crucea vocațională, adică a datoriilor cerute de propria vocație. Fiecare creștin are o vocație proprie, iar fiecare vocație și are datoriile specifice. Creștinul chemat la viața de familie are datoriile sale. Acesta se angajează la o iubire exigentă, adică totală, exclusivă, fidelă, perpetuă și rodnică, la acceptarea și educarea creștină a copiilor, la fidelitate conjugală, la favorizarea binelui comun în societate. Acest angajament nu este nici simplu și nici ușor, dacă ținem cont și de mentalitățile și ideologiile actuale îndreptate spre erodarea și compromiterea familiei umane și creștine. Creștinul chemat la viața religioasă, consacrată, are obligații specifice pe care și le asumă prin voturile evanghelice, al sărăciei, al ascultării și al curăției. Persoana consacrată trebuie să tindă spre iubire desăvârșită, realitate care îi cere o totală renunțare la sine și o angajare la imitarea îndeaproape a lui Hristos. Creștinul chemat la stare preoțească primește o misiune specială din partea lui Hristos și își asumă responsabilitățile și datoriile specifice. El trebuie să-L reprezinte pe Hristos ca învățător, preot și profet, să-I facă cunoscută învățătura, să-I perpetueze jertfa crucii prin celebrarea Sfintei Liturghii și prin administrarea Sfintelor Sacramente, să conducă cu iubire de păstor turma încredințată. Ori în societatea de astăzi, atât de secularizată și înstrăinată de credință, nu este ușor pentru preot să-și împlinească datoriile specifice. Crucea suferințelor este un alt element ce compune zilnic crucea creștinului. Suferința poate fi o boală subită, chinuitoare, un eșec profesional, pierderea locului de muncă, incapacitatea de a rezolva anumite probleme personale sau familiale, moartea neașteptată a unui persoane dragi, precum și alte situații dureroase. Crucea suferințelor, deși este cea mai eficientă pentru sfințirea personală și a celor din jurul nostru, este și cea mai dificilă de purtat, întrucât diavolul poate profita de situația de tulburare pe care o poate produce suferința în viața noastră și să ne tenteze să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu care permite încercarea suferinței. Avem nevoie de o profundă credință și o mare încredere în Dumnezeu care poate și vrea să scoată un mare bine din suferința noastră suportată cu răbdare împreună cu Hristos, omul suferințelor. Iată așadar câteva aspecte legate de crucea pe care trebuie să o ducem zilnic cu răbdare și încredere pe urmele lui Hristos. Fiind astfel părtași la crucea lui Hristos, vom fi părtași și la înviere glorioasă și la slava cerească cu El. Iubiți credincioși, dragi radioascultători, cunoaștem că peste puțin timp, adică peste 2 luni de zile, în comunitatea noastră locală va avea loc un eveniment deosebit, și anume beatificarea episcopului Anton Durcovici. Am putea să ne gândim la viața pe care a dus-o acest episcop sfânt. Putem să vedem în trânsa o imagine fidelă a ceea ce am ascultat la prima
lectură de la Sfânta Liturghie de astăzi, când Abraham este chemat din țara sa pentru a deveni o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu, pentru întreaga omenire. Anton Durcovici se aseamănă cu Abraham, părăsește țara sa, pleacă din Austria, vine în România, aici primește educație, aici se formează, aici crește în virtute și sfințenie, este chemat de Dumnezeu la demnitate de episcop și pentru dieceza sa, pentru turma sa, este în stare să-și ducă crucea până la sacrificiul total de sine. Iată un exemplu minunat pe care ni-l oferă biserica noastră locală în episcopul nostru. Nu este cazul să apelăm la alte exemple pentru moment, astăzi când am vorbit despre urmarea lui Iisus Hristos, decât să privim la acest episcop al nostru sfânt. Și de la dânsul să învățăm că dacă vom fi perseverenți în credință și statornici în a ne purta cu răbdare crucea, vom ajunge și noi să devenim o adevărată binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu și să ajungem la capătul vieții noastre să afirmăm cu Sfântul Petru: Doamne, ce bine ne este nouă aici! Iar acum să ne mărturisim credința.